Sper că mica noastră fabulă de intermezzo v-a plăcut. Ea de altfel separă programul studioului N, ediția aceasta specială, în două. Cu același prilej, firește, vă anunț că începe partea a doua acestui program special realizat în Statele Unite și vă reamintesc că numeroși invitați vor lua parte la această ediție specială în continuare. Există o parte muzicală deosebit de interesantă, un document pe care sper că l-așteptați cu interes. Astăzi stadionul este gol, dar ieri 85.000 de oameni încurajau, aplaudau echipa favorită. Nu este un stadion obișnuit pentru noi cei din Europa, este un stadion de fotbal american. O combinație între fotbal și rugby, de altfel un amestec de regulamente. În jocul pe care îl vom prezenta veți recunoaște o serie din regulile și fotbalului, dar și ale rugby-ului. Se pare a fi un joc foarte bărbătesc. De altfel, imaginile vor veni și ele să demonstreze același lucru. În orice caz, este una din marile pasiuni ale americanilor și pretutindeni pe unde am fost, meciurile de fotbal american, ca și cele de baseball, sunt urmărite de zeci și zeci de mii de persoane. De altfel, suntem în plin sezon de fotbal și de baseball, când campionatul se apropie de sfârșit și lucrul acesta a declanșat numeroase pasiuni. Spectacolul nu este numai pe stadion, cum vă spuneam, spectacolul este și în tribune, unde cei care își încurajează echipele frenetic vin cu fanfare, își însoțesc echipa dintr-un capăt în celălalt al țării. Se joacă cu o minge ca de rugby, jucătorii poartă însă un echipament mult mai bine asortat, dacă se poate spune, decât cel al jucătorilor de hockey pe gheață. Dar să urmărim fazele cele mai interesante pe care le-am selecționat în meciul de ieri. Modernă din New York. Aici sunt săli în care sunt expuse în permanență lucrări celebre create în ultimele decenii, dar în același timp se organizează numeroase expoziții de primăvară, de toamnă. Este și situația de acum, astfel că n-am putut să filmăm chiar în muzeu,
dar am descoperit ceva foarte interesant pe care am să vi-l prezint în emisiunea de astăzi. Este vorba de un film care a fost realizat cu ocazia organizării unei expoziții în acest celebru muzeu new-yorkez și secvențele pe care le-am ales, filmul este mult mai mare, prezintă organizarea muzeului și în același timp primele exponate și mai ales reacțiile spectatorilor la ceea ce este prezentat în această expoziție. Filmul nu era gata, n-are de altfel niciun comentariu, are numai o muzică care îl însoțește, dar cred că este foarte interesant pentru telespectatorii noștri care urmăresc ediția de astăzi a studioului N. Dar nu sunt singurile culise în care am să vă invit să mergeți. De altfel, v-am spus de la început că v-am pregătit un document excepțional. De data aceasta mergem și mai departe în culisele muzicii clasice, ale muzicii simfonice. Și vom prezenta în continuare acest document care mi se pare extraordinar și care îl prezintă pe Pablo Casals, dirijând acum câteva zile, la vârsta de 93 de ani. Comentariul meu este inutil, voi reveni după ce veți vedea filmul. Yes, one thing. Only the oboe has the points. And molto dolce, but da ra ra. Ehi! Hey. Yeah. Già.
Yes. Not too long, not too long. Au fost clipe emoționante. Pătrusesem în sală, pe vârful picioarelor. Ni s-a îngăduit să instalăm o singură cameră și am putut să filmăm aceste momente de repetiție care cred că sunt unice. L-ați văzut pe Pablo Casals într-una din repetițiile pe care le făcea zilele trecute. Bună ziua, stimați telespectatori! De aici, din regia studioului A, vă propunem o nouă ediție a albumului duminical. De ce vă veți întreba din regia studioului A? Pentru că de câte ori revenim dintr-o lungă călătorie, revenim aici căutând și regăsind căldura studioului, a primului studio al televiziunii române, în care s-au făcut primele emisiuni și primele emisiuni de duminică după amiază. De atunci ne-am mutat, lucrăm în studiouri noi, bine utilate și de fiecare dată când reușim o emisiune bună ne bucurăm, dacă nu, ne întristăm. Să sperăm că astăzi ne vom bucura împreună cu dumneavoastră, dar în orice caz, aici, în această regie, în acest studio, este la noi acasă. De data aceasta a fost o idee nouă și o călătorie adevărat nu prea lungă, 300 de kilometri până la Bacău. Ideea este aceea de a vă prezenta oameni și locuri dintre Bistrița și Trotuș. O duminică după amiază, deci în această regiune, Bacău, între Bistrița și Trotuș. Și ca această călătorie să fie cât mai plăcută, am invitat-o pe Melania Cârjă, cu surâsul ei, să vă călăuzească în această vizită de duminică după amiază. Îi trec microfonul și îi urez succes. Mulțumesc! Bună ziua! Vă propun la început un scurt program de muzică ușoară interpretat de trei cântăreți din Bacău. Pe unul dintre ei, Constantin Adoleanu, îl regăsim după o lungă absență, dar cu promisiunea din partea realizatorilor de a-i înscrie numele și pe genericul altor emisiuni. În schimb, Gheorghe Ciobanu și Rozina Cambos sunt la debutul lor. Tocmai de aceea vi prezentăm chiar la deschidere în frumosul cadru al slănicului. Cadru. Adună clipele pierdute, uitării nu le da, ele-ți vor aminti greșeala ta. Adună clipele pierdute și pune-n locul lor. În principiul Gheorghe Gheorghiu Dej există o modernă sală de gimnastică. Există o campioană de gimnastică, Anca Grigoraș. Există
Sau poate să mai spunem că există de pe acum o tradiție. Campioana, Anca Grigoraș nu era acasă. O clipă am vrut să facem chiar cale întoarsă. Dar această imagine, câteva fetițe așezate în cerc pe un mare covor în sala de gimnastică de pe Valea Trotușului, ne-a îndemnat să rămânem. Și n-am regretat. Leți! Valeant! Leți! Raportul! Echipa drept pentru raportul 1. Tovarășe profesor, grupa A este gata pentru începerea antrenamentului. Raportează gimnasta Gabor Georgeta. Ziua! Ziua! Leți! La dreapta! Înainte pasagător, marș! Câteva dintre ele n-au împlinit nici 12 ani, dar aici vârsta nu contează, pentru că Nadia Comăneci a și cucerit o tolbă de medalii, iar secretul lor, dacă există un secret, înseamnă mii de ore de muncă. Noi vom consemna aici doar câteva clipe care, la prima vedere, par o joacă, o joacă după orele de clasă, după note maxime la fizică, geografie, la matematică. Dar e mai mult. În oamenii aceștia cât un pumn, se înverșunează voințe, bat inimi de fier. Unele vor ajunge campioane ca Anca Grigoraș, dar despre altele nu se va vorbi niciodată. Toate însă sunt acum la școala dărzenii, a disciplinii, a renunțării, dar și a poeziei. Tocmai asta vrem să vă înfățișăm, mai ales că ultimele imagini, dar mai bine să nu anticipăm. Stimați telespectatori, mă numesc Georgeta Gabor și sunt elevă în clasa a 5-a. Îmi pare bine că, împreună cu colegele mele, v-am prezentat un scurt program de gimnastică. Am auzit prezentator sau prezentatoare care spun orice comentariu e de prisos. La filmul care urmează, orice prezentare e de prisos. În zor, urcă prin lungile Bistriței către malurile care stau în fața codrilor Hemeiușului. De acolo, o boare aduce mireasma teilor. Florile albe din piatra apei sunt aspre și fără parfum.
Dincolo e casa lor, olar din tată în fiu, coborâți din munte, obișnuit să stea până în zonă în fața cuptorului în care se coace pământul. Aici își alege Anton Ciobanul lutul, iar lutul începe o viață nouă, frământat de mâinile lui, modelat și împodobit de ele. E o poveste care se repetă zi de zi, noapte de noapte, într-un atelier în care lumina vine și pleacă pieziș, e o poveste cu muzica pământului și florilor, a metamorfozelor. Vă invităm să o trăiți odată cu noi. Thank you.